Mi-ar plăcea să plec pe Marte. Am avut revelația că nu trăiesc în visul. Să da. Zburăm! Zbor Airbus A320-321, noi 11. Eu eram mândru de mine. Deci mă duceam la zbor și mă... Doamne, ce deștept sunt! Tatăl meu și mai mult persoane din familie au murit război la noi în Siria. Și când am pornit din Siria să plec în Italia, am trecut Turcia, Bulgaria și am intrat în România. Am băut apa aici și nu mai pot fără ea. Părecla mea, Sultanul. Sultanul. Am început să strig, Nanelu, nu plec de aici fără acest cal. Oamenii care iubesc cai și scrie frumos, ajunge în rai. Fui cunoscut foarte bine. S-a speriat? Da, da. Nu trebuie să te miști brusc. Timp de 18 ani i-am ascultat, i-am văzut și le-am fredonat melodiile. Dana Nălbaru, Florin Grozea și Mihai Sturzu, trupa Haikyuu, erau un fel de ABBA a României, însă, la fel ca și ABBA, s-au despărțit și fiecare a luat-o pe drumul lui, mai mult sau mai puțin neobișnuit. Cu siguranță, cea mai spectaculoasă schimbare de destin a avut-o Mihai Sturzu. Haideți cu mine! Gașca mea nu poate să stea liniștită nici o clipă. Hai și tu, dacă simți așa, vino în gașca mea. Mihai, lumea te știe mai mult cântând, da, sau la emisiuni de televiziune, da, și eu te găsesc pe tine... Uite aici, într-un hangar. Așa, într-un hangar, un aerodrom lângă București, frumos. Dar să ne gândim puțin la cum au fost vremurile acelea, când atâția ani de zile, voi, un grup de trei prieteni, da, aveți și audiență da, la televiziune și multe CD-uri vândute. A fost foarte frumos, că noi am pornit cu trupa Haikyuu într-o vară, în care Florin, colegul meu de trupă și prietenul meu din clasa 1, cred că au trecut foarte mulți ani, așa, a zis, băi, că uite, eu sunt cânt cu clapa la Palatul Copiilor și ne-a fugit solistul. Câți ani aveați? Până 16 ani aveam. 16. Între clasa 10 și 11 de liceu. Și zice, uite, hai, vino tu, că tu ai cântat la cor mereu. Și eu zic, stai așa, hai să ne facem o trupă a noastră. Păi cum? Nu știu, dar nu ți se pare o idee bună? Și uite așa, păi noi cu trupa Haikyuu. Și timp de 18 ani, în fine, am progresat, am făcut cântece, am avut emisiuni la televizor, că tot mai vorbeam. Și foarte interesant că ați și fost statornici, adică într-o vreme în care trupele se destramă repede, da, voi ați rezistat împreună, toți trei. Acum, e adevărat că aia era o perioadă foarte, așa, cum spun, toată lumea era entuziasmată. Da. Adică aveam trei televiziuni, 20 de trupe, toată lumea se știa cu toată lumea, aveam concerte, mergeam cu trenul, cu autocarul, adică ne știam toți cu toți și era o viață frumoasă, nu? Extraordinar. Deci a fost, cumva, noi am trișat adolescența și am dus-o până la 30 ceva de ani, știi? Dar a fost foarte frumos, adică perioada aia cu trupa și cu muzica a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Au mai venit fete, au mai plecat ca în viață, așa. Din trupă sau din viața ta? Și din trupă și din viață, așa. Dar a fost foarte frumos. Și recunosc, visul netrăit încă,
ar fi fost ca noi să avem atât de mare succes cu trupa Haikyuu într-o societate atât de bogată, încât noi să avem propriul avion pe care o să-l pilotez să mergem la concerte cu avion. Nu văd nicio altă soluție decât să o scoatem de tot din discuție. Să n-aștepți minuni într-o zi de luni. Când pilotezi, te mai pun să cânți ceva, pasagerii spun, hai de mă, și cântă puțin. Avem o glumă. Colegele mele, cabin crew, mai spun că mă recunoaște lumea și da, Mihai Sturzu e băiatul ăla de la trupa Haikyuu, da, da, da. Păi și știe el să zboare. Da, da, mă, se descurcă ce-ți face. Da, e lunea. Nu știu, eu aveam 10 ani la Revoluție. Probabil că tu ești un pic mai mică decât mine. Asta e, poate ți-a adus... poate... Asta a fost foarte bună. Vă rog, rețineți-o. Sunt mai mică decât el. Poate ți-a aduce aminte sau nu. Dar eu... Stai puțin, că vreau să profit. Da. El are... 39 de ani. 39 de ani și îmi zice mie că sunt mai mică decât el. Îmi place. Am crescut într-o țară în care noi nu aveam voie să avem pașapoarte. Nu puteai să zici, gata, săptămâna viitoare plecăm la Paris sau în Tenerife sau la Dubai. Bineînțeles, sau... copiii de astăzi nu înțeleg lucrul adică acesta. Maxim, da. Maxim, din ce am zis de la părinții mei, puteai să te duci la, nu știu, Bulgaria sau Rusia, da, sau ceva la nisipuri. Exact, bun. Și evident, dar învățai la școală, țări, continente, vedeai avioane pe cer, băi, și îți dau cuvântul meu. Deci, uite, eu încă mă văd pe mine copil de 8-9 ani. Cu ochii pe cer, dorindu-și ca măcar o dată în viața asta nu să piloteze, măcar să fie și el într-un avion, să ducă undeva. Știind că la vremea aia, acest vis este ca și când astăzi am spune mi-ar plăcea să plec pe Marte. Păi nu se poate. O să mor pe planeta asta. Asta e, nasol, știi? Și uite, a rămas chestia asta în mine. Aveam 32 de ani când, cumva, am avut revelația că nu-mi trăisem visul. Și m-am dus acasă la mine, la Brașov, la Ghimbaf, la aeroclub. Am făcut primele ore de zbor. Mi-am luat licența de pilot privat, așa se numește PPL, Private Pilot License. Și mi-a plăcut atât de mult încât pur și simplu nu m-am putut abține din a învăța și a zbura și a zbura și a învăța și a învăța și a învăța și de aici încolo. Școala durează 45 de ore de zbor, după care, sincer să fiu, mă milogeam de prieten cu avioane să-mi permită să-i duc cu avionul. Bine că i-ai avut, da? Bine că ai prieten cu avioane. Stai așa, avioane de astea, adică de așa pe care le găsești prin hangare. Da, dar când te-ai gândit să faci o meserie din asta? M-am apucat de teoria pentru pilot de linie, licența se numește ATPL, ATPL, Airline Transport Pilot License, care este cea mai înaltă licență pe care poți să o ai ca pilot civil, nu militar, la militar nu mă pricep. Așa. Și am făcut teoria, după care zic, bă, dar cred că o să am bani de zbor. Am început să fac zborul, dar așa, modular, știi? Practic, mai strângeam 1000 de euro, mai plăteam niște ore de zbor, mai aveam niște bani, iar mai plăteam niște ore de zbor. Și aveam 37 de ani când am terminat toată școala, toate licențele de zbor, toată teoria, tot. Și am trimis și un mail la compania la care îmi doream să zbor, la care zbor și astăzi și unde sunt foarte fericit. Și e greu să pilotezi? Nu e atât de greu cât e de frumos. Cred, dar, frumos. Da. Sincer să fiu, indiferent că vorbim de avioane de astea mici sau de alea mari de 80 de tone, fericirea și satisfacția sunt absolut la fel. Dar uite, pentru tine astăzi putem să mergem să arăt cum să zboară cu unul de ăsta mic, dacă vrei. Hai să mergem! Deci ăsta este un avion mic. Foarte mic. Foarte mic. Exagerat de mic. Exagerat de mic. Da. Dar cu care poți cuceri. E un avion până extraordinar. Acum cucerai cu muzica, acum cucerești cu zborul. Inviți fete la zbor. Acum, sincer să fiu, nu cred că a fost vreo pasageră exagerat de decisă în urma zborului, dar se bucură lumea, da, când ai ocazia să te dai cu avionul, pentru că e foarte frumos, adică zborul e o chestie care îți dă o libertate maximă. Cursurile au fost grele, ai învățat greu de la avionul mic, ușor, la cel de linie? Acum, sincer să fiu, uitându-mă în spate, nu pare că a fost așa greu. Dar mi-aduc aminte că în fiecare etapă, deci de la astea mici în care ai manșă, ai palonier și o ilice în față și zboară undeva săracul, adică tu ești cu ochii afară, așa, până la Airbus pe care îl zbor acum, fiecare pas a fost foarte greu. Adică
deschideam cartea aia și ziceam, băi, eu niciodată nu o să înțeleg, nu înțelegeam cuvintele din carte, știi? Când am început sporul pentru cu Airbus, era absolut minunat. Deci eu eram mândru de mine. Deci mă duceam la zbor și mă, Doamne, ce deștept sunt! Dar ce au zis părinții tăi când ai făcut o asemenea schimbare de destin? De la sol, deodată în aer. Deci maică-mea a fost primul meu pasager. Deci bine, că maică-mea ca e și așa nebunică ea de felul ei. Așa, adică ea acum auto bate la cap să-i aranjez să sară cu parașuta. Ha, vrea să sară cu parașuta, bravo, Doamne, ne place, bun! Și ea zice, să sară o dată, după ce iau pensia, zice, să iau, aha, să sar cu parașuta. Să nu le las cumva o pensie neluată. Exact, no, da, maică e foarte amuzantă. Și după aia am mai zburat cu ea, am venit cu ea de la București la Brașov, după aia am plecat de la Brașov la Cluj. Ce evident că se plictisea în spate, că zic, da, acum ce e? Da, unde-i rupea? Da, acolo-i rupea, dar nu-l rupea. Partea bună cu avionul ăsta mici este că dacă tu vezi ceva stânga-dreapta și uite o cetate, hai să vedem ce e acolo. Poți să mergi până acolo. Mă, cu alea mari nu. Alea mari e un plan de zbor, trebuie să te ții de el. Aia. Accidente ceva ai avut? Evenimente neplăcute? Nu, nicio. Am avut unul când eram în training, deci abia începusem în școala, mă duc eu la zbor, pac, foarte mișto, eram cu telefonul, tot. Mă pun în avion și instructorul meu, Stelu Cojocaru de la Brașov, un personaj celebru în viața noastră, zice, da, domnul elev, acum să-mi spuneți mie, care este lungimea aripii la acest avion, Slin 142? Și eu zic, păi cât să aibă captain, vreo 7-8 metri? Da, vă mulțumesc foarte mult, duceți-i acasă, vă mai învățați și vă aștept mâine. Păi și m-a dat jos din avion, că n-am știut lungimea aripii, recunosc. Și pentru că steam pe telefon prea mult, e adevărat, așa, dar a fost o lecție foarte bună. Acum, sincer, unde e mai ușor? Pe scenă, în aer sau în politică? În parlament? Ușor nicăieri, nu e nicăieri. Da, frumos clar. Este. Deci dacă aș putea să am concert în timp ce zbor, aș fi foarte fericit. Super! Așa și într-un clasament exact. Deci, al iubirii, cum zicea băiatul meu, da, când eram mic. Clasamentul iubirii e în felul următor. Pe locul întâi, muzica. Pe locul doi, foarte aproape, aviația. Următoarele 342 de locuri nu se acordă și după aia politica. Dacă ar fi, dacă ar fi după mine, joc aș șterge-o din calendar. E luni, pe bune n-ave, de glume, șterge-o din calendar. Ca orice vedetă responsabilă, fostul membru al trupei Haikyuu s-a implicat și în activități umanitare și în campanii sociale. Dar nu s-a oprit aici. Din simplu membru de partid, aripa tineret, a devenit în 2012 deputat. În cei 4 ani din Palatul Parlamentului, a avut numai puțin de 20 de proiecte legislative aprobate. Doamnelor și domnilor, trebuie să recunosc de la început că am foarte mari emoții. Eu am mai fost de multe ori pe scena asta, am fost de multe ori în fața atâtor oameni, dar astăzi am emoții foarte mari. Și cum ți-a venit ideea asta năstrușnică cu politica? Că întâlnirea cu tine aici, în Parcul Izvor, de asta mi-am dat. Da, m-am gândit că de asta m-a ținut. Ca să-ți amintești puțin. Da, să mă amintești. Bine ați venit aici la mine la firmă, știi? Exact, da. Ce bun sediu. Am intrat în politică, recunosc că datorită lui Victor Ponta, pe care îl știam de când cu concerte și așa, mi s-a părut că e un tip cât de cât ok, adică contează și cu cine e compar, știi? Da. Așa. În 2012 am lucrat cu el la guvern, am fost consilierul lui când era prim-ministru la guvern și în 2012, în decembrie, am candidat la Parlament, am stat un mandat și, sincer, am plecat din Parlament așa și cu gânduri bune, da, și cu un fel de regrete că nu se poate face mai mult. Și cel mai mare regret este că în România, din păcate, nu poți să fii și parlamentar, să ai un al doilea job. Prin urmare, eu am ales să am jobul în avion. De pe scenă, un artist. Da. Cântă frumos, deodată stă la guvern și lângă un om pare important. Că e așa, pare că e așa, că și eu m-am gândit, zic, bă, zic, m-a chemat omul ăsta să fiu consilierul lui pe probleme tineri. M-am gândit, bă, zic, o dată pe săptămână și cheamă toți consilierii și, băi, ia, consiliați-mă, ia, bă, Sturzu, să te ascult. Da. Nu e așa, sincer să fiu. Ca să mă văd cu Victor prim-ministru era oribil de greu, deci oribil. Deci de la mine eram pe același etaj, da? Deci am de la mine de la birou, prima oară era un SPP-ist cu o măsuță. Bună ziua, domnul Sturz, unde mergeți? Păi aici la domnul prim-ministru, bravo! Hai, după care, în fața ușii lui, erau alți doi SPP-isti, aia care se plimbau cu el toată ziua, bună ziua, dacă el era în birou, săracii stăiau acolo, că n-aveau să stea. Salut băieți, hai rog. După care, intrai în primul birou, erau două secretare.
Sărul la doamnă, ce mai faceți? Da, ce faceți? Dacă ajungeai la secretare, erai aproape cu un picior la el în birou, știi? Adică, gata, mă, am... Păi arăt, am reușit! Păi arăt ce am făcut. După care, deci ăsta erau primul, cum spune, la level of defense, știi? Deci ăsta erau primele care spune, nu, nu, e ocupat, are treabă. Dacă treceai de astea două, ajungeai la următorul birou, unde era un fel de șef al lui de cabinet, care era și o fată extraordinară, adică, săraca, muncea fata aia, la 1 noapte o găseai tot în guvern. Așa, când ajungeai la Maria, Maria spunea, băi, uite, hai să facem, uite, lasă mie proiectul ăsta al tău, hai că încerc eu să-l prind. Cred că de vreo două ori s-a întâmplat să trec și de Maria, așa, și să zic că ok, bine, uite, mă duc la el în birou. Nu aș fi crezut că așa de greu intră un consilier la cel căruia este consilier. Și când treceai acolo, mai era o cameră cu o canapea, cum ăsta și cu un televizor, unde mai erau încă cinci așezați ca tine, să ajungă la... Și de cele mai multe se întâmpla că el ieșea din birou, că avea treabă, și toată lumea a fost, dar vreau, am ceva de spus. Și mi-au aminte de un moment în care pur și simplu, de atunci aveam treaba aia cu voluntariatul și cu internship cumva, cu ce lucrasem eu, cu un proiect de lege al tău, da, pentru exact, voluntariat. Și mă tot țineam de capul lui să-i arăt și hai că să zic, uite mă, am, vreau, trebuia să-mi aprobe, că vreau să plec în țară să fac niște zbate și na, fiind lucrând la guvern, trebuia să-l aprobe cineva, știi? Și am tot vrut să-i arăt. Și o dată i-am dat, s-am scos telefon, am mesaj, am zis, eu mai, nu știu cum să mai fac să ajung la tine, că nu se mai poate. Și ăsta trimite mesaj și, băi, fii, de vreo 5 minute plec, mă fac că merg la baie și ne vedem pe drum. Ok, bine. Mereu am luat foarte în serios tot ce am făcut în viața asta. Adică și cu trupa, poate nu eram noi cei mai talentați, cei mai, cu cele mai bune voci, dar eram cei mai muncitori, cei mai serioși. Mm-hmm. Și lumea știa asta despre noi. În aviație nu mai zic că dacă nu ești serios, nu există altă soluție. Și în politică eu la fel eram. Mă duceam acolo cât aveam program, mă duceam, băgam carteluța, făceam prezența, citeam legile, știam despre ce e vorba. Primul rând că toată lumea crede așa, că parlamentarii nu fac nimic. Ar putea fi adevărat, dacă n-ar fi și câțiva parlamentari, cum care am fost și eu. Care iau în serios. Exact, că iau treaba în serios. Cred că am fost inițiator sau co-inițiator la vreo 70 de legi, dintre care vreo 20 au și trecut. Și una dintre legile de care sunt cel mai mândru și cumva e legea mea, că eu am lucrat la ea din prima și am lucrat cu ONG-urile pe care le știam dinainte să fiu parlamentar și a fost o chestie foarte bună de care și astăzi sunt mândru, e noua legea voluntariatului, care a trecut chiar în 2013 sau 2014 și datorită căreia astăzi în România voluntariatul este recunoscut ca experiență profesională. Când mă ridic ușor pe vârfuri și te sărut, e soare din nou în sufletul meu, iar cerul e mai aproape de mine. Ce te bucură cel mai mult în viața asta? Greu de spus. Cel mai mă bucură să fiu cu familia și de asta merg la Brașov foarte des. Ce mai mult mă bucură să am așa câte o zi în care pur și simplu să te bucur de viață. Zborurile îți ocupă mult, multe zile din lună? Da, zbor mult. Adică mult. Eu zbor în medie pe lună, stai să fac un calcul repede, în jur de 14, 15, 16 zile pe lună zbor. Dar e frumos la zbor, adică eu mă duc chiar și pentru mine, recunosc. Cele mai grele zboruri sunt alea cu check-in dimineața la 4:50, 5 dimineața. Oh, da. Deci, și pentru noi ca pasageri tot alea sunt cele mai grele. Sună ceasul la 3:30 dimineața. Deci, știi cum sunt? Mă, dar după ce fac duș, mă îmbrac, nu știu ce, mănânc ceva, beau cafea, mă duc la aeroport în mașină și cânt de fericire. Pentru că de fiecare dată când mă duc la zbor, îmi dau seama că de fapt este ceea ce mi-am dorit să fac, ceea ce mă face fericit. Iar când ajung acolo în cockpit și se aprind toate luminile și toate televizoarele și tot ce, e așa o bucurie pe care o simt. Și apropo de aviație. Și ce spui atunci? Bună ziua, cum spui tu? Mai avem mult până la bună ziua. Da. Atunci verificăm cât gaz avem, verificăm sistemele, pregătim avionul. Nu e mult până. Pentru când noi prima dată când vă auzim, da, este atunci când spuneți bună ziua. Când voi sunteți deja în avion, ne-a făcut multă treabă până atunci. Deci, am crede-mă. Înțeles. Apropo de aviație, îți dai seama că zbor, eu am un an jumate când zbor, dar zbor cu comandanți care zboară de 30-35 de ani. Și îmi povestea cineva că a ieșit și la pensie. Îmi povestea, zice, păi și aviația este domeniul în care toată viața ta vei avea ceva de învățat, în care nu te vei plixi niciodată, pentru că niciun zbor nu seamănă unul cu altul. Niciodată nu ai senzația că muncești. Deci niciodată nu am spus, băi, mă duc la serviciu. Eu spun că mă duc la zbor, ceea ce e genial. Super!
Așa e, recunosc. Bravo! Mulțumesc mult! Nu știm ce urmează, ceva surprize ne mai ofertă. M-au întrebat prieteni și a zis, mă, că tu sigur mai faci ceva în viața asta, că mai apuci. Și zic, bă, nu cred că mai trec testele medicale pentru astronaut, deși mi-aș dori. Bun, asta e finalul, îți dai seama. Mulțumesc! În viață nu e niciodată prea târziu să-ți urmezi visele. Lui Mihai i-au trebuit ceva ani ca să-și dea seama că destinul lui este să fie la înălțime și nu la cea a scenei, ci la cea a cerului. Și nu este neapărat rău să fii cu capul în nori, mai ales când ești fericit. A fost odată ca niciodată un sultan. El a plecat din Alep, unul dintre cele mai vechi orașe ale lumii, și a ajuns în România. Nu avea armate și nici averi fabuloase, dar avea o valiză încărcată de vise și o centură neagră la karate. Sultanul acesta este un sultan cu un destin ca în filme. Uzi! Am văzut vreun sultan practicând arte marțiale. Tu trebuie să fii... Tu trebuie să fii Mohamed. Este, bună ziua. Bună ziua, Mohamed. Sărut, Mănuța. Și ți se spune sultanul. Eu, când eram nou născut 3 zile, mama, dacă nu mă trezea pe mine să-mi dea lapte, nu iau lapte. Adică dormeai tot timpul? Dormeai tot timpul și bunica mea, Dumnezeu să o ierte, zicea, lasă-le în pace, tu nu vezi doarme ca sultanul? Și a mers porecla mea, sultanul. Sultanul. Ai venit aici cu armatele să ne cucerești și te-am cucerit noi pe tine? Sau cum? Când aveam 12 ani, nu mă lăsa mama și tată să mă duc la sala de karate, dacă nu mă duc la muncă. Uh-huh. Și mă duceam la muncă dimineața până la ora 6 seara, după aia mă duceam la sală. La karate. Să învăț karate și Shotokan. Da. Și ai început sportul acesta? De ce tocmai karate? La 12 ani eram cu un verișor de-al meu și m-am dus în altă cartier și au vrut niște băieți s-a luat de noi, așa pur și simplu, să ne bată. Uh-huh. Am luat una în ochi și una în fund, pe fund, și am plecat de acolo, că erau mult. Și de acolo am plecat cu gândul să mă duc să învăț karate, ca să am autoapărare. Când ai decis să pleci din Alep, din Siria? Eu am făcut karate până m-am dus în armată, am luat centura neagră un dan, și am fost campion de 5 ani de zile, campionul Siriei. După care prietenul meu care a fost cu mine în sală a plecat în Italia și el este campion. El în Italia și până la ora asta și am vrut să mă duc după el. Și când am pornit din Siria să plec în Italia, am trecut Turcia, Bulgaria și am intrat în România. Am băut apa aici și nu mai pot fără ea. Sultanul nu a mai ajuns în Italia, dar a ajuns în România și s-a îndrăgostit iremediabil de oameni, de locuri. Dar dragostea nu ține de foame și nici salariul mic pe care îl câștiga ca antrenor la un liceu nu-i ajungea. Așa că și-a amintit de meseria de mecanic auto, pe care părinții lui l-au obligat să o învețe.
întreprinzător. Toți arabii sunt întreprinzători și au și mare succes. Sigur. De ce? Succesul nostru devine de părinții noștri. V-au educat în spiritul ăsta? Ne-au educat că trebuie neapărat să... trebuie să învață copilul de la 12 ani o meserie. Și cumva tu de la 12 ani ai învățat să meșterești la mașină? De la 12 ani m-am dus la mecanică, pentru că unchiul meu este mecanic. Am doi frați care sunt mecanic auto. Și eu al treilea. Și de la 12 ani tu într-un atelier acolo te-au învățat, nu? Te-ai dus pe lângă ei, ai stat pe lângă ei? Prima etapă la să înveți mecanică, trebuie să fac curat în garaj și să-l șterge sculele, să fie pregătite mereu. De unde ai învățat să vorbești așa de bine românește? De la oameni pișnuiți. N-am făcut școală în România ca să înveți limba, dar nevoia te învață. Când ai deschis atelierul de mecanic auto, da, trebuia să știi bine românește. Venea omul cu mașina, trebuia să știi sigur cum se rezolvă. Da. Eu, după ce am ajuns în România, în timpul 6 luni de zile am vorbit. Deci, înainte de 6 luni, când m-am dus la cuptor de pâine să cumpăr o pâine și am zis pâine și mi-a dat o pâine, da, m-am bucurat foarte, foarte, foarte mult că m-a înțeles. Și ai reușit să spui și P și nu B. Exact, cum că se zice... Că asta e problema voastră, spuneți B în loc de P și P în loc de B. Exact. Dar tu vorbești acum foarte bine. Atelierul de mecanic auto a mers? Am mers foarte bine pentru că sunt foarte, foarte bine învățat meseria mea de mecanic auto. Și acum poți să spui că ai două meserii? Da. Care sunt cele două meserii? Este mecanica auto și meseria cealaltă care este cu cai. Uh-huh. Că iubesc calul mi-a dus pe mine la mai multe succesuri. Adică am ajuns actor, cascador. Vedeți că și el zice succesuri? Iată, deci succesuri. Da. La mai multe succese. La mai multe succese. Succese! Și pasiunea pentru cai, de unde a început? Când aveam 4 ani jumate, 5 ani de zile, nu mai țin minte exact, de unchiul meu, Dumnezeu să-l ierte, m-a pus pe mine călare pe cal când el îi spăla la poartă și era legat cu lesă cu capăstru. Și el îi spăla cu furtunul de apă. A strubit față, a ridicat capul calul și a rupt lesa și a fugit cu mine și eu eram calare. Tu erai pe cal. Da. A fost prima dată când ai călărit. Asta e prima dată. Și cum ai reușit să nu cazi? A fugit cu mine, eu am ținut de băcama lui. Și de coamă, l-ai apucat bine. Exact, l-am ținut și a fugit el cu mine. S-a oprit singur calul și a ajuns unchiul meu după jumate de oră după mine, bătea pe cap și zicea cam așa ceva, ce fac cu taica tu acum, dacă află, dacă s-a întâmplat ceva cu tine, mă omoară tactul. Și după asta, peste ani, peste te-ai întâlnit cu Nelu. Peste știi cum ani... spunem noi? Întâlnire de destin. Înțelegi cu totul ăsta? Întâlnire de destin. Da. Este o întâlnire de destin, întâlnirea ta cu Nelu? Așa este. Așa este. Într-o zi, l-am sunat și mi-a zis, Sultane, sunt la un loc de expoziție a cai. Și l-am întrebat unde, mi-a zis locul. Și zic, atunci nu mai mă duc la club, vin la mata acolo. Direct la cai. La cai. Și îmi zice, da, vino încoace. Stătea de vorba cu cunoștințele lui, că e foarte cunoscut oamenii cailor. Da, e cunoscut în domeniu. Da, e cunoscut foarte bine. S-a speriat? Da. Nu trebuie să te miști brusc. Mai ales că el aici se juca la... La Șaua. La Șa. Da. Și după aia l-am întrebat unde sunt cai și mi-a făcut semn acolo. Și m-am dus acolo. Mă plimbam între grajduri de cai și mă uit. Era un cal pur sânge arab, Roy, Samir, îl cheamă, citeam bidigriul lui. Pe mine m-a miționat culoarea,
pentru că a rămas în imaginația mea de când eu eram mic pe acest cal al unchel meu care a fugit cu mine. Și am mai intrat, eu umblam mereu în buzunar cu zahăr, cu morcov, pentru pe scalul, da. Și am deschis boxa și am intrat direct la el. Și era el, era caprat, în două picioare, că era pe lângă el o iapă, el era un armăsar, avea 3 ani de zile. Și l-am chemat, Samir, vino încoace. Samir a coborât. Și l-am dat zahărul. Aud strigând grijitorul calului, acesta e cal, nu intrați că e rău, că nu știu ce. Eu deja am început să-i dau zahăr și când nu îl dădeam, îmi dădea semnă cu capul în piept să mai dau. Și am început să strig, Nanelu, nu plec de aici fără acest cal. Și asta este? Calul ăsta este al meu și așa. Samir, el este, Samir. El e Samir. Samir, hai la tati. Hai la tati. Hai, Samir, hai. Hai la tati. Hai la tati, hai de la tati, vă, tati. Bravo. Hai, băiatul meu, uite, bravo. Uite că vine și fără să-i dea morcov. Da, cum să nu. Acum câți ani are Samir? Samir acum are 13 ani. Ah, deci toată povestea asta s-a întâmplat acum 10 ani. 10 ani, da. M-am dus alergând la Nanelu și zic, Nanelu, vino încoace, am găsit un cal superb, nu plec fără el. Cât costă, atâta plătesc. Și el îmi striga, arabule, taci din gură acum, ridică prețul lui. Da, proprietarul calului era, nu era în București, trebuia să vine după 3 zile, că era ziua vineri și trebuie el să ajungă duminică. Eu în momentul ăla nu am plecat acasă, am dormit lângă boxa, 2 nopți. Cum, 2 nopți ai rămas lângă Samir? 2 nopți am dormit lângă Samir la boxa. Ca în filme. Ca un filme, ca un... sentimentul meu era mai mare decât orice pe lumea asta. Dar e adevărat că oamenii care iubesc caii sunt cei mai frumoși oameni? Sunt adevărat, e altă oameni. Și mi-ai spus tu că oamenii care iubesc caii ajung în... Oamenii care iubesc caii și scrie frumos, ajunge în rai. Hai! Bravo! Dar el cine Bravo, este? Exotic. Exotic? Exotic. Exotic. Da. Ai început să-și cumperi mai mulți cai, nu da, ți-a ajuns numai Samir? Am 6 cai. 6? 6 cai. Bun. Și unul dintre ei este el? El este exotic, care a apărut acum în familie, că a venit de afară România. Din afară a venit România. Și el de afară, cum ai venit și tu. Exact, exact. Dar el de unde este? E? Cal pur sânge arab, origina lui e din Dubai. Mm-hmm. Da. E el... cel mai nou copil al tău. Exact, exact. Mm. El este pentru campionatul de frumusețe. Doamne ajută, o să fie. Particip la... Sigur. Stai puțin, deci tu ai făcut o asociație. Cum se numește? Asociația Culturală Valahii. Da. Și cu ea vei organiza concursuri de cai. De cai, de frumusețe și vreau să organizez concurs de internațional. Nu numai să face concursuri de la Franța, în Spania, în America, în Germania. Eu vreau să fie și în România. Nu există concursuri de frumusețe în România? Există, dar... Dar de ce Asociația Culturală Valahii și nu Arabii? Valahii, că sunt la Valahii. Asta e una, pentru că Valahii mi-a dat iubire, mi-a dat o primire, m-a ajutat enorm de mult. Tot timpul au fost alături de mine. Samir, ia la tata, ia. Bravo, bravo băiatul meu, bravo. Mai mă duc să-l caut pe Nelu Secheli. Yeah. Sigur îl găsesc tot pe aici, pe la cai, și el îmi va povesti despre ce înseamnă prietenia dintre Samir și Sultanul. Pentru că el, Nelu, a reînviat pasiunea Sultanului pentru cai. Ia la tată-ți. Bravo! Bravo, băiatul meu!
bine te-am regăsit! Sărămâna, bine ai revenit! Dar cine e ea? E Samira, nevasta lui Samir. A lui Samir? Când l-ai cunoscut pe Mohamed? 14-15 ani, acum vreo 14-15 ani. A trecut ceva timp. Ia uite cum sună telefonul la domnul Nelu. Auziți? Cai, dar închide-l. Cum ți s-a părut? Când l-ai văzut prima dată, ce impresie ți-a făcut? O impresie bună, mai ales că toată lumea știe, sirieni sau arabi sau nu știu ce. El a fost unul de la cuminte care aștepta respectos, care și în continuare e la fel. Și acum e respectos, am văzut că îți spune tată, să rămână tată. Păi, dacă l-am luat de la zero și l-am educat... Ah, ce înseamnă de la zero? Păi era la început viața lui, care a venit, știa și era rușinos când n-avea bani să încalece sau... Și îi spune, hai sus. El să muia picioarele, nu putea să-mi spună de rușine, eu nu am bani. Și am zis, măi, eu nu te întreb de bani. Și nu te-am pus, te-am pus că vreau să înveți și că îți place și asta e boala voastră. Să aveți și voi cai, să... Și după asta a urmat cu Samir la expoziție la Indagra. Vrea atunci, la momentul ăla, care fără și-a pusă pe el, fără nimic, a vreo 6.000. Care l-am scos la jumate. Și după asta am pus șaua pe el și de burajii l-am făcut eu. L-am pus să mai slăbească, că era mai solid, i-am zis ăsta nu-i de tine așa. L-am dus la firme, la cascade. Am mai făcut și cascade neplătite, i s-a făcut rău. Ce înseamnă cascadă neplătită? Cascadă neplătită când ai căzut de pe cal fără să... Ai căzut de pe cal și asta e o cascadă neplătită. Cum? Sper, dacă mă urc eu pe cal, fac și eu o cascadă neplătită, no. Oare voi fi plătită? N-ai cum să faci. Ai mai încălecat. A câte oară ar fi acum? Pentru a treia oară la Destine Cam Filme. Cam puțin, dar te asigur că nu faci cascadă neplătită. Mai ales dacă încalec pe... Samira. Samira. Păi atunci m-am ajuns să încalec? Sigur. Sultanul nu este numai un pasionat de cai, ci și un bun cascador. Așa că trebuie să-mi povestești. Când ai făcut prima cascadorie, îți mai amintești? Cascadorie fără neplătite am făcut foarte mult. Care este primul film în care ai jucat? Este Numele lui Isus. Da, anul trecut, de centenar. Da. Ai făcut un film special. Nu e film, este un spectacol. Numele spectacolului Cer și Pământ Românesc, Centenar României. Băiatul tău, ai doi copii, nu? Am doi copii, băiat și o fată, da, băiatul Alex este tot, a venit după mine, după pasiune, tot datorită domnului Nelu. Bun. Când l-am adus, avea 12 ani, nu vroia să vină la cai, l-am luat cu laptopul cu tot și am venit la Nanelu și zic, Nanelu, băiatul așa are problemă cu laptopul, nu știu ce, și mi-a zis, adu-l încoace. Să nu mai ai de probleme. Da. Și acum Alex, da, este și el un campion? Este și el, s-a antrenat sub mâna lui Nanel și a ajuns campion. Bravo. Și fata? Fata călărește numai de plăcere și atât. Sultanul, mi-ai rămas dator cu un răspuns, un român care te-a ajutat pe tine, da, într-o întâmplare mai grea așa a vieții tale. Este tot tatăl meu, Nanelu. Cu ce? Când te-a ajutat? Când a murit tata, m-am simțit în pustiu. Am venit la Nanelu și mi-a spus, m-a luat în brațe și mi-a zis, ești fiul meu, orice ai nevoie, orice ai nevoie de sfat, orice, de orice spui mie. Cum s-a întâmplat cu tatăl tău? Tatăl meu și mai mult persoane din familie au murit război la noi în Siria. A fost o tragedie mare.
Dar cum este când afli o astfel de veste și tu ești atât de departe? Eu nu vreau să spun, nu vreau să simte nimeni, nici dușmanii mei. Mă duceam la Neanelu la club ca să mă descarc. Intram în pădure și îl dădeam drumul la Samir să fugă cu mine și urlam, mă descărcam și mă întorceam înapoi. Acum, sincer, te-ai fi gândit vreodată să ajungi în România? Nu. Nu am gândit asta niciodată. Ai reușit să aduci familia din Siria în România? Am vorbit cu ei mai multe ori. A început războiul în Siria și tu erai aici. Da. N-ai încercat să le propui să vină alături de tine aici, în pace? Ba da, am zis asta. Iar mi-a spus tot la un loc că noi nu părăsim țara, îl cui lăsăm țara, dacă noi plecăm și alții plecau. Îl cui lăsăm țara? Când ai să te întorci în Siria? O să mă întorc în Siria ca la vizită. Vreau să ajung în Siria și să bat la ușa. Atâta tot. O să le faci o surpriză. Da. De câte ori vorbești cu mama ta? Depinde cât când are semnal acolo sau rețea. Ia să vedem dacă o prinzi acum la telefon. Să vedem dacă răspunde. A răspuns. Marhaba, mama! Ale, mama, ale, rohi! Ehtirami, mama! Ahlem, mama, ana mishtale kitir, mama. Mama, mama, mama e una singură, vezi, în toată lumea, tot mama. Salam aleikum, stai, așa? Așa. Așa. Hei! El muzia da tehki maic, ai muzia pe televizion da tehki maic. A, știu ce ai zis, televizion e televizion. Da. Salam aleikum. S-a întrerupt. Da. Dar spune-mi, de când ai mai văzut-o? De 12 ani. Da, uite, ne face cu mâna. Da, am zis să îl salut. Da, și ce i-ai spus? Am zis, sunt aici cu reporter de la televiziune care vrea să vorbească cu tine. Uite că uite, ne pupă. Trimite pupă, da, că ea acum vede imaginea noastră mai târziu. Ah, puțin întârziat. Da. Dintre membrii familiei tale, nu ai reușit pe nimeni să aduci în România? Ba da, chiar anul trecut am adus pe nepotul meu, Sabah, care mi-a umplut viața de bucurie. Și acum trăiește împreună cu tine? Trăiește împreună cu mine în aceeași casă și chiar l-am învățat și călărie și am pus pasiunea de echitație. Sabah, când ai venit tu în România? Am venit din un an. De un an? Da. Cum ai învățat românește? Am fost la cursuri o lună și jumate. Da. Nu am învățat prea mult în cursuri, am învățat de la lume, știi? În Siria tu ai trăit războiul. Da. Am pierdut foarte mult prieteni și am pierdut din familia. Când am fost cu prieten, da. Și era foarte bomba și Ismail Qannaz, amortizor, și am fugit cu prietenul meu și am uitat așa, era prietenul meu lângă mine și am uitat așa, era fără cap și foarte sânge și am fugit eu fără să știu unde să plec, să cine, nu știu cum să spun. Da, cred e că... foarte, foarte greu. A venit iubitul tău, iubire! Bine ai venit, bubule! Nu, ce fric, iubire! Bine ai venit! Bine, unde ai fost, iubire? Te simți român? Foarte român. Și sunt mândru să fiu român.
prietenul tău cel mai bun, cine este până la urmă? Este prietenul meu și sufletul meu este Samir. Și cui îi spui secretele tale? Lui Samir. Și când ai bucurii? Tot la Samir. Ce iubești mai mult, omul sau calul? Bineînțeles, iubesc omul, pentru că e raiul fără oameni, nu e rai. Și iubesc și cai. Iubesc, pe fapt, toți cai. Iar am deosebire și slăbiciune la calul pur sânge arab. Undeva, într-un cartier din Alep, un băiat a visat să devină maestru în arte marțiale, ignorându-și marea dragoste, Kai. Viața i-a dat însă o lecție, aceea că oricât de departe ai merge, destinul te ajunge din urmă. Aviația e supremă, zbor ca basele cerului, liber, liber, liber. În război v-a fost frică de moarte? Nu, pentru că în avion eram sigur, mai mult ca sigur. Jos era frică din cauza bombardamentelor. M-a frângerat. Am iubit fetele. Noaptea era a noastră. Doar în regredie, o iau de la început. Maria și pălăria. Ia uite, super! Ați avut dreptate, Răzvan, foarte potrivit cu o astfel de șapcă. 14 ani. Vă mai întreb eu o dată. Câți ani aveați când ați venit în București? Dacă mai mă întrebează mereu, am bătrânesc. Pălăria e contra regimului. Nu, no, sunteți mici, n-ați auzit. E, cum așa? O să-mi fac un muzeu, să fac o statuie. Să ajungem până aici. Păi noi în viața noastră n-am văzut așa ceva. Păi bine, vă, ce ați făcut voi acolo? Jos pălăria, Nanicu.